Ce se sărbătorește în seara aceasta? În cadrul manifestărilor de aniversare a 30 de ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist și al 11-lea congres, am invitat astă seară absolvenți ai institutului care au avut posibilitatea să vină ne jucând în alte spectacole astă seară, neavând deplasări și care nu au fost prea departe de institut în provincie, la distanțe prea mari, să vină să ne întâlnim și cu ocazia aceasta să ne spună câteva versuri, un monolog, un cântec și să ne reîntâlnim cu fiii institutului. Ne mândrim cu ei, ne fac cinste școlii. Ați văzut și dumneavoastră cum se produc, ce calitate profesionistă au, fiindcă de fapt asta este ce urmărim, profesionalitatea. Ei au intrat în institut ca talentați, dar dezvoltarea talentului și șlefuirea se face în școală. Pe parcurs, în profesie, fiecare se autodepășește permanent. Niciodată nu este destul. Cei care s-au prezentat până acum ne fac cinste. Viva Academia! Viva Profesores! Viva Academia! Viva Profesores! Viva Membrum Patriae! Viva Membra Velibe! Ca fi
nu fi? Iată întrebare. Mai bine să suferi stoic soarta ce-ți stă împotrivă cu săgeți și pietre. Ori să înfrunți acest ocean de zbucem cu armă. Terminând. Să mori. Să dor. Și nu mai mult. În somn se pune capăt și suferinții inimii. Și atât ori dureri ce stă de carne. E un sfârșit de răvnă vrednic. Să mori. Ce visuri pot veni în somnul morții când am scăpat de la zrucicaș? De aceea precetăm. Ia-ți îndoială ce dă nenorocirii viață lungă. Căci ce n-ați suferi disprețul vremii, insultele trufiei, al iubirii neîmpărtășit de chin și asuprirea, dreptate întârziată, lovituri pe care omul rădător le îndură de la nevretnici? Când el poate ajunge cu un pumnal la liniște. O, cine povara vieții în gele te-ar duce-o, de nu s-ar teme de urmare a morții, de cel tărâm de la hotarul cărui nu se întoarce nimeni. Ea mi face să îndurăm mai bine aceste rele.